UPL vă recomandă pachetul tehnologic zeamă bordeleză originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Top! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. E adevărat că traversăm o perioadă tumultoasă din toate punctele de vedere. Meteorologii anunță furtuni și vânt puternic. Politicienii nu se lasă nici ei mai prejos. Important e că din acest lucru să nu piardă nimeni. Nu trebuie să pierdem. Să vedem ce facem. Fermierii oricum nu prea au timp să se uite în gura politicienilor. Ei sunt ocupați, după cum o să aflăm de la invitatul de astăzi, deja sunt ocupați cu campania de toamnă și cu rezolvarea problemelor care mai pot fi rezolvate din ce a rămas din urmă. A mai fost și altă deță în studioul nostru și ne bucurăm să-l avem din nou pe președintele la par, doctor inginer Nicu Vasile, fermier. Da, primul rând. Bună seara, domnule Nicu Vasile. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnule Nicu Vasile, și dumneavoastră, ca mulți alți fermieri, ați terminat, să spunem, cu recolta de anul trecut, de strâns măcar, da? Nu neapărat de vândut. Din punct de vedere a unui fermier de aici, din zona de sud, care poate a avut un an, sigur, mult mai bun ca cel de anul trecut, un an în care a început să mai recupereze din ce a pierdut în 2020. Perspectiva care se arată, așa cum o știm acum, agricultura românească merge spre bine, adică începem seria aceea de 3-4 ani buni, credeți? Ne fiind Dumnezeu cred, să ne dăm cu părerea despre fără ploi. Discuție, nu. Plecăm de la datele statistice privind climatul temporar continental. Eu cred că următorii 2-3 ani de zile vor fi ani buni din punct de vedere agricol. Dar aici ne referim decât la culturile vegetale. Referindu-ne la culturile și stadiul recoltării, am terminat într-adevăr rapița și greu de recoltat. Acum suntem la floarea soarelui și ne pregătim pentru porumb. Pentru porumb. Bun, mi-ați spus că ați terminat greu și rapița. Sperăm că recoltele au fost decente. Ce înseamnă pentru un fermier partea de vânzare? Aveți contracte futures făcute cu ceva vreme în urmă? Aveți spații de depozitare și așteptați ca piața eventual să se mai umfle puțin la nivelul prețurilor? Cum se descurcă un fermier din categoria dumneavoastră, nu mic fermier? Ce recomandare aveți pentru cei care stau cu greul la poartă în așteptarea celor care vin cu bani în mână? Pentru că prețul grâului, mi-ați spus și știu acest lucru, în general, indiferent de câți bani iei la poartă, prețul grâului se face în port la Constanța, nu? Corect, așa este. Da. Deci, cum e cu prețurile acum? Prețurile. Dacă mă refer strict la mine... Vă rog. Nu că aș da lecții cuiva, dar lucrez pe devize tehnologice. Ce înseamnă acest lucru? Îmi planific. Am început un nou an agricol, din septembrie, da? Noul an agricol, 2021-2022. Îmi fac devizele de lucru, pe fiecare cultură în parte, văd cheltuielile, inclusiv mă refer la costurile directe și indirecte, după care stabilesc rata profitabilității pe cultură, ținând cont și de, pe fiecare kilogram de produs, trebuie să respect și un anumit procent sau lei, pe investiții. Vreau să vă spun că și în 2020, cu toată criza pe care am avut-o și 2021, mi-a respectat toate planurile de investiții. Ba, cred că le-am dezvoltat mult mai bine față de ce mi-am planificat. Deci, pentru a nu rămâne de căruță, e important ca la începutul fiecărui an să-ți faci un calcul exact cât te va costa peste un an kilogramul de grâu. Investiții faci. În așa fel încât să-ți rămână un C la sută și pentru investițiile necesare ca să te dezvolți, da? Nu rămâi pe loc. Păi, n-ai cum. Am dorit democrație sau capitalism, avem această concurență. Bun. Jucăm în această piață, da. Piață globală. Corect. Indiferent ceea ce spunem, comunitatea europeană, noi activăm într-o piață globală. Că venim, luăm produse ansamblate sau mai puțin ansamblate și le asamblăm în comunitatea europeană, dar le vin dintr-o altă regiune geografică, da? Bun. Lucrăm într-o piață globală. Atunci trebuie să facem față și să fim productivi, profitabili. Noi nu putem să stăm pe loc. Bun, dar fermierul Nicu Vasile, cu calculele lui, cu depășirea investițiilor anul trecut, bravo, e mulțumit? Pentru că pe fermier nu-l lasă să doarmă grijile în general, da? Și una din griji e să-și scoată banii investiți și să câștige ceva, pentru că nu face agricultură așa de amorul artei, da? Da, pentru un fermier,
Cum a fost anul acesta pentru dumneavoastră? Ca și rata profitabilității am depășit 90%. Deci, un motiv de bucurie, acum rămâne să vedem. Eu aștept în continuare corul plângerilor dinspre agricultură, pentru că de foarte multe ori am auzit foarte multe lamentații că nu merge. Iertați-mă, domnule Nicu Vasile, sunteți liderul unei asociații puternice a fermierilor, cum mai sunt destule în România. Federație, da. Poate că a venit vremea să nu ne mai plângem și să tot așteptăm ceva, ci să facem mai mult. Domnul, de aceea vă întreb... Nu e vina fermierului, haideți să ne înțelegem clar. A ne plânge. Da. Eu vreau să muncesc. Da? Da, sigur. Ca fiecare dintre noi. Aia, nu ce știe să facă fermierul? Ce a învățat în școală? Da, a făcut un liceu agricol, știe a făcut să o facă de profil. Știe să adâncime. El asta trebuie să facă. El nu trebuie să facă vânzări, el nu trebuie să fie atent la ce produse, trebuie să îi se asigure această consultanță pe vânzări, da? Trebuie să... Că de-aia ieri chiar am avut o discuție pe certificatele de depozit. Ajungem care... aici pentru că ele sunt o garanție de care e nevoie, da? Iertați-mă, dumneavoastră nu vreau să intru, decât să trec în revistă ce ar trebui să facă fiecare dintre noi. Noi facem orice, mai puțin ce ar trebui să facem. Înțeleg. Ce suntem pregătiți. Eu rămân surprins. Foarte mulți domni respectabili care sunt pregătiți pe alte domenii se ocupă de agricultură. Dar pe domeniul dumnealui care statul a cheltuit o grămadă de bani, de ce nu s-a apucat? Acolo n-a putut să facă performanță? Pentru mine e o întrebare, că am văzut numărul fermilor s-au tot dublat. Și mă gândesc că e precum fermele, precum taxiurile în orașe. Dacă nu mai am loc de muncă, mă fac fermier. Sau mă fac taximetrist. Ei, nu, și atunci, nu, e nu mai avem greu performanță. Să devii fermier. Domnul Lența, în România nu avem performanță pe ferme. Nu-i vina fermierului, e vina statului, că nu avem strategie. Am cerut la Ministerul Agriculturii cu asta un de acord. Plan de... Dom'le, unde vrem să ducem noi agricultura? Fermierul nu se pricepe. Dar avem camere agricole, avem sau avem direcțiile agricole. Haideți să asigurăm și această consultanță. Am un proiect pe digitalizare. N-au spus. Da. Pe fiecare sol în parte introduc toate aceste cheltuieli. Vreau să vă spun că solele mici, de un hectar, doi hectar, așa este. Nu sunt rentabile, domnule. În aceeași tehnologie, față de sola mare, mai mare de 40 de hectare, unde acolo la grâu am obținut aproape de 6 tone, pe sola de un hectar n-am obținut 2500 de kilograme de grâu. Păi spuneți mie, dacă vedeau 1400 de kilograme de grâu arendă la hectar, de unde scot eu profitul, diferența aceasta? Dar nu se rămâne nici de cheltuieli. Și atunci, înțelegeți, de-aia ne văităm. Avem 64 de milioane de sole în România. Da, ne-am întors la problema aceea a fragmentării excesive a proprietăților, deci, da? Păi da, pe urmă intervine partea de irigații, comasare, perdele forestiere. Dar vedeți că de la o întrebare unde... Păi haideți să... Câte probleme sunt în agricultura României. De alianța... aceea, fermierii nu sunt profitabili. Nu îi ajutăm să facă plus valoare, să facă profit. Bun, acum iertați-mă, când îmi spuneți că fermierii nu sunt profitabili, pot să mă întreb, ca nepriceput, de ce mai faceți agricultură dacă nu e profit? Omul speră că face... Nu, de undeva trebuie să aduci bani. Eu nu cred că, de exemplu, fermierul Nicu Vasile stă acasă pe două cufere cu arginți și galbeni și când trage linie și vede că nu i-a ieșit profit, mai vinde niște cocoșei, niște mahmudele, nu? Nu, trebuie să ai profit, domnule Nicu Vasile. Domnul Lența, după al doilea război mondial, România trebuie să plătească daune de război, da? Da. Cu ce a plătit? Nu, ce avea România? Cereale. Agricultură, da? Agricultură, cu agricultura aceasta, tu ai reușit să plătești daune de război și toate cereale. Și ai mai făcut ceva, un lucru, industrializarea. Bun. Dacă ne referim, nu vreau să fac acum istorie sau alte lucruri. Nu, păi, ați luat-o cam din urmă, haideți să ne întoarcem. Dar de ce atunci am putut și acum nu mai pot să mai fac absolut nimic? Nu am o strategie. Pentru că atunci era o conducere centralizată care direcționa totul de sus. Acum, pentru că e inițiativă privată, nimeni nu poate să spună că România trebuie să cultive 4 milioane de hectare cu grâu, 3,5 milioane cu porumb. Să știți că organigrama o avem mai încărcată de cât era atunci. Deci există acest sistem centralizat. Eu spun așa, fiind o piață liberă și avem liberul arbitru să alegem noi structura culturilor. Dar altceva mă interesează. Care structură? Care asolament, domnule? Haideți că sunt destui fermieri România care fac agricultură ca la carte. Nu, haideți să fim realiști. Dacă ne mințim, nu o să facem niciodată performanță. Și nu ne uităm cu jind afară, ce frumos e afară și noi aici... Domnule Nicu Vasile, haideți să vorbim de agricultura performantă, că România are o categorie de fermieri care știu să facă agricultură și au rezultate bune. Cât în ciuda
Cât puțin. Sunt din 830.000 de femei? Nu știu, 6.000, 7.000, probabil pe aici. 8.000, 9.000. 8.000, 9.000, da? Deci foarte și puțin. Și 30.000 sunt fiscalizați. 1%, să spunem, da? Cu ceilalți ce fac? E nu foarte puțin. Dar haideți să vedem. Alianța din care face parte și la PARU, Alianța pentru Agricultură și Cooperare, ținând cont de faptul că a început o nouă sesiune parlamentară și lumina se aprinde și se stinge de multe ori de la Parlament, a înaintat o scrisoare în care a definit prioritățile și cerințele pentru ca lucrurile să meargă, în fine, normal, în țara asta. Putem să vorbim puțin despre aceste cerințe? Bănuiesc că e vorba inclusiv de arendă, nu? De modificarea duratei de arendă. Legea arendei. Da. Cum a salat terenul, sistemele de irigații. Discutăm de atâta vreme de legea arendei, dar n-am reușit. Perdelele forestiere era o problemă. Stop! Vreau să ne abatem puțin. E nevoie de perdele forestiere pentru că forestiere sau agricole, cum se numesc ele? Da, aici tot discutăm de ceva vreme și n-am căzut la un numitor comun. Perdele cu copaci. Hai să le spunem așa, că știm despre tufișuri și copaci, da? Să nu uităm că România pierde în fiecare an peste 1000 de hectare de teren arabil prin deșertificare. Corect. Trebuie să ne ridice un semn de întrebare. Am avut Consiliul Director acum 2 săptămâni și chiar am prezentat colegilor problemele pe care le avem pe eroziune, pe deșertificare. Pierdem ce? Și fertilitatea solului. Da, stratul ăsta de... din 1900 versus 2015. Stratul de humus era așa ieri, astăzi e atât. Procentul, da? Da. Bun. Deci, suntem aceste mari. Perdele sunt mai mult decât necesare. Da. Ce înseamnă, domnule? Înseamnă să pui niște copaci, niște tufișuri la intervale bine delimitate, care să stabilească niște parcele și care să rupă vântul, de fapt. Da, asta e. Să împiedice eroziunea asta prin vânt și prin levigație. De multe ori, da? Că dacă nu se noi mai... în cadrul Federației la PAR avem colegi care au aceste perdele de protecție. Și da? De ce da. Nu se face ce la nivel național din moment ce a devenit o cerință într-o scrisoare adresată Parlamentului? Iertați-mă, ce nu merge? Ce e așa de complicat? Până și omul ăsta care vorbește cu dumneavoastră, așa mă numesc eu om, Lența știe să planteze un copac. Și dacă mi se spune, Lența, ai 250 de metri până la următoarea perdea, trebuie să ai un pătrat, uite cum am văzut în Bulgaria, dau un exemplu, da? Noi avem toate aceste proiecte. Așa, da. Și putem să le facem. Ba din contră, și de ce nu se fac? De ce facem nu se prezentări fac? Economice la PARU prin toate prezentările care le e clar că este un plus. Exact. Bun, și de ce nu se fac? Unde vă împiedicați? Uite, să mai întrebăm și noi. Unde se împiedică lucrurile, domnule cu Vasile? Cred că în lipsa de încredere. Noi avem o mare problemă stați, pe încredere. Stați, lipsă de încredere? A fermierilor sau a parlamentarilor? Cred că, în primul rând, e o chestie reciprocă sau nu știu ce interese sunt. Da. Nu pot comenta. Ce vă e teamă că vine Rom Silva și vă ia perdelele forestiere drept păduri? Acolo vor crește și animale, păsări le pot ajuta și ele, mai stârpesc din rozătoare, nu? Hai să fim. Da. Deci, efectele sunt multiple. Nu ajungem... Și pentru apicultori avem... Ca la Fundulea, unde... Ce am văzut când am fost cu dumneavoastră prepelițe, nu? Sau ce am văzut? Dropii am văzut singuri și am văzut prepelițe cât n-avea toată România, da? Dar e o zonă părăginită, de păcat. Bun, deci, e nevoie de această reglementare clară privind... Hai să le numim perdele forestiere, dar perdele de protecție, să le spunem, da, pentru agricultură. E nevoie de o modificare în legea arendei, în așa fel încât fermierii care iau pământ în arendă să aibă garanția revenirii investițiilor și a unui profit în 7 ani, să spunem. Să da? Amortizeze, corect. Așa, și o mai multă seriozitate, adică un contract foarte ferm să nu se poată întoarce cel care are pământul după 2 ani, că îi oferă unul cu... 50 de kilograme mai mult. Deci cu clauze foarte stricte de o parte și de alta. Pe irigații, discutăm și de irigații acuși. A spus de legea arendei și comasare. Aș lega o și de așa, comasare. Exact. Asta merg legat oricum. La PARU a propus chiar o rentă viageră pentru cei trecuți de 65 de ani, pentru a-i sprijini să cedeze terenul pentru comasarea lui. Pentru a putea dezvolta aceste rețele de irigații, sisteme de irigații. Această cedare a terenului contra unei rente viagere ar urma să fie făcută odată, să spunem, exclusiv către un singur fermier, adică l-ar lega pe om de viață, pe viață de un fermier, sau ar putea în timp să-și schimbe opțiunile? Pentru că
Putem avem aici să dezvoltăm foarte mult rolul ADS-ului, unde e? Dacă în țările civilizate... Nu pot să vă spun unde e sediul ADS-ului, nu unde e rolul ADS-ului, că nu sunt eu în măsură să comentez. Să protejăm terenul prin ce? Rolul ADS-ului este de eventual, dacă fermierul... De garant vecinul... al proprietății statului, asta e, și de bancă funciară. Eu așa văd rolul ADS-ului, da? Corect, da. Cât înțeleg eu, ADS-ul ar trebui să fie acel organism feroce care mușcă din cei care vor pământ românesc, glumesc, nu, exagerez. Nu, nu, nu. În sensul că are rolul de a strânge zestre mai mare și de a împărți zestrea la cei care au nevoie să-și extindă exploatațiile sau să înceapă, cum era programul acela cu maxim 50 de hectare către tânărul fermier. Da, aici aș mai avea o propunere și chiar am spus, legat de tânărul fermier, constatăm o îmbătrânire a fermierilor. Da? Și atunci trebuie să ne gândim și la o preluare să vină tânăra generație să preia aceste ferme. România are o mare problemă. Tinerilor fermieri care dovedesc prin ceea ce fac, da, că pot să preia o fermă, să-i ajutăm să preia ferme. De la mediu la mare, nu contează. Da, e o problemă. Nu trebuie să las pe 50 de hectare. Deci el este deschis la tehnică, la noutate. Și are putere de muncă. Și are putere încă de muncă, nu e exact. Obosit, nu e plictisit. Da. E un lup flământ care trebuie să creeze plus valoare. Corect. Aici trebuie să mergem. Nu te-a dat 50 de hectare, împart 50 de hectare, ne culcăm pe oriche, că oricum nu face mare lucru, prea mare profit. Da, mi s-a părut cam pompieristic, dar nu, cu părerea mea contează. Din punctul meu de vedere, nu îmbrățișez acest lucru. Eu vreau să-i dau tânărului care merită și are capacitatea de muncă, fizică și intelectuală, să aibă ferme mari. Mă uit acum în rândul fermilor, sunt multe ferme care sunt scoase la vânzare, ferme de peste 1000 de hectare. Da, spuneți? Da. Chiar am văzut și eu un anunț, unul pe Timiș, unul pe Arad. Ăla în Arad vindea cineva, mă rog, nu știu cine, două ferme la o sumă exorbitantă, mi s-a părut. Dar ferme mari de vânzare, cum spuneți dumneavoastră, nu mai refer la asta de 50-60 de hectare, unde oamenii deja de vreo 6 luni sunt șomeri, că și-au pierdut obiectul muncii. Fermierii au început să obosească. De ce? Școala nu ne mai dau specialiști. Uh-huh. Nu mai avem angajați care doresc să muncească. O să aveți, după ce intră în pâine programul ăsta România Educată, că se schimbă sistemul de educație în România, sunt câteva școli pilot în țară, încep toamna asta, și după ce o să avem România Educată, o să avem și forță de muncă bine pregătită. Da, haideți, bine, vreau să vă întreb ceva, pentru că, uite, timpul curge și ne împrăștiem pe multe, pentru că sunt multe problemele agriculturii. Da. Mi-ați spus că ieri ați participat la Ministerul Agriculturii, la PARU, alături de alte asociații, la o discuție pe tema certificatelor de depozit. Ce sunt aceste lucruri? Pentru că mulți nu știu. A fost un lucru informal. Într-adevăr, noi suntem de acord și ar trebui... Haideți să spunem, e un instrument financiar care îi garantează ceva fermierului, nu? Da, da. Deci, dar în același timp și pentru state e un câștig. Da, deci ce sunt aceste certificate? Ele sunt niște hârtii sau cum? Duce la depozitar cerealele. Așa. Da? Depozitarul îi eliberează un certificat de depozit. Iar cu acest certificat de depozit, care include calitatea grâului și toate cerealele respective. Mă rog, umiditate, corpuri străine, da. Merge la bancă, iar banca îi contează acest... Deci asta e garanția, vreau să înțeleg lucrurile acestea. Această hârtie sau ce-o fi dovedește că fermierul are 1000 de tone de grâu depozitate în silos la corabia și în baza acestor 1000 de tone poate să își desfășoare operațiuni financiare cu banca. Da. Aia e garanția, da? Da, și pentru bancă e o garanție. Așa. Sunt folosite în România astfel de instrumente de garanție? Puțin fermieri utilizează aceste garanții. De ce, domnule Nicu Vasile? Dacă ele sunt un mijloc facil de a accesa bani, să spunem. Mă rog, facil, dar e încă un mijloc. Într-o perioadă în care finanțarea e esențială. De ce nu sunt folosite? Nu știe lumea de ele? Sunt prea noi în piață? Sunt noi în piață, noi, nu chiar atât de noi. Dar nu au fost atât de mult promovate. Uh-huh. Iar oamenii nu au încredere. Fermierii nu au încredere. Din ce am văzut inclusiv în cadrul federației noastre. Păi, mie mi se pare că e un ajutor pentru ei. Nu e obligă, dar sunt spații de depozitare unde oamenii să-și lase cereale. Nu e problema fermierului. Problema este că nici noi nu vedem la nivel statal toate aceste avantaje. De ce? Dacă vin și iau un grâu din zona de sud a României cu calități deosebite, bune, de panificație, iar în partea de Moldova, sau nu știu unde, nu contează. În țară. Haideți că și Moldova să face grâu bun la Botoșan, s-a făcut un grâu excelent anul ăsta. Ce scuze, nu? Din altă parte a țării. Adică? Un grâu mai slab din punct de vedere al calității, da? Poți să-i fac
să zic, o cubajare. Uh-huh. Și scot un... Ca la vinuri. Prețul grâului nu se face la fermier. Da. Se face în port. Da? Știu asta. Asta spun puțin mai devreme. Și atunci, eu ca minister știu tot ce înseamnă calitatea grâului. Am cât 230 de atașați comerciali. Văd ce se întâmplă. Am traderi cu care... Din ce film îmi povestiți acum? Da, știu. Vă întreb, pentru că ceea ce îmi spuneți dumneavoastră e un mecanism funcțional. Ce fac celelalte state? Asta vreau adică să-mi explicați. Ne tot uităm cum trebuie. Deci nu se întâmplă la noi. Nu se întâmplă la noi. E dificil. Eu nu cred că am văzut la bugetarul. Bun, haideți să încheiem subiectul cu certificatele, că mai avem 3 minute până la pauză. Ele sunt niște instrumente în ajutorul, să spunem, al fermierului, care își depozitează marfa pe o perioadă bine determinată și are acces, în baza acestui certificat, la instrumente financiare. El, dacă și-a depozitat cereale, revin la silozul din Corabia, nici nu știu dacă e acolo unul care să nu fie privat. Eu am o obligație față de cel la care am depozitat să-i vând lui? Plătesc o taxă, nu pentru depozitare. Da, toate aceste lucruri, partea tehnică nu stăpânesc și nu are rost să intrăm. Deci nu folosiți nici dumneavoastră certificat de depozitare pentru că aveți propriile silozuri. Da, am capitalizat. Dar pentru ceilalți ar fi un ajutor și atunci va trebui să mă documentez eu mai mult și să le explic oamenii. Acum cu duși întors. De ce? Vă rog. Ți-e frică să faci investiții mari în această țară? În România, cele mai bune afaceri sunt afacerile spot. Okay. Adică am făcut adică pe un an de zile. Eu nu pot să gândesc un plan de afaceri pe termen lung. Deci, dumneavoastră, ca țară, nu mi oferiți un plan de țară pe termen lung. Nu spuneți că nu există strategii, pentru că am văzut una pe care o face la parul cu Academia. Dar nu numai. Cu tot ce înseamnă. Deci nu spuneți că nu sunt strategii. Nu sunt aplicate. Nu sunt băgate în seamă. Dar strategii sunt. Păi nu lucrăm noi la planul național strategic acum? Și nu lucrăm singuri. Lucrăm cu firme de consultanță, deci cu specialiști. Da, da. Deci, vedeți, septembrie, octombrie, noiembrie, 3 luni și jumătate, când decembrie trebuie să fie gata. Nu? La Paru e parte a mediului de consultare, pe lângă specialiști, ce spuneți dumneavoastră, ați mai scris vreo pagină acolo? Că, na. Noi trimitem acum, din partea Alianței, tot timpul avem corespondență cu forurile tutelare. Și o să fie bine, nu? Vă întreb așa, fără zâmbi în colțul gurii. Nu, sunt foarte încrezător că o să fie bine. Că o să avem un plan, un PNS, pe care oricum va trebui să-l prezentăm și noi mai departe, cu care să fim mândri și care va evidenția punctele de inflexiune și punctele tari în agricultura românească, prioritățile și căile de urmat. Nu? La asta lucrați acum. Da. Bine. L-ați avut și pe domnul ministru aici și a dezvoltat subiectul mai bine. Bun, evident, nu vreau să contrazic. Ministerul e parte a acestui proces. Ultimul minut până la pauză, domnule Nicu Vasile, vreau să fac trecerea pentru după pauză pe la par, pentru că sunteți președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Vreau să vă întreb ce mai face organizația, ce planuri aveți și sunt multe de discutat. Deci, ce face la par? Un minut, vă rog. Da. La parul crește. De un an de zile avem un proiect cu toate forurile tutelare de a discuta, inclusiv pe alianță, inclusiv în mod particular privind partea economică. N-am înțeles de ce până acum totul s-a referit la lucruri mărunte, nu ne referim la lucruri economice. Uh-huh. Toate prezentările pe care le-ați văzut dumneavoastră sunt prezentări economice și sperăm să deschidem ușile către... Nu pot să înțeleg de ce se consideră ministerul este, nu-i parte comună cu mediul privat din România. Tot timpul să ne discută fel de fel de lucruri. Dezvoltăm proiecte cu Alianța pe Copacogeca, unde sunt... Haideți să luăm pauză. Multe lucruri de discutat, da. Le discutăm după pauza de publicitate. Da. Aici, la Agricultura, o șansă pentru România.